Serbia alege să răspundă sever în conflictul diplomatic pe care l-a pornit după expulzarea lui Novak Djokovic din Australia. Oficialii din țara vecină iau o măsură economică importantă împotriva unei companii cu acționariat de la Antipozi. În decembrie 2021 au fost multe proteste de stradă în Serbia împotriva concernului Rio Tinto. Serbii ecologiști au cerut anularea licenței oferite de stat pentru compania britano-australiană, licență care ar fi transformat Rio Tinto în al 10-lea producător mondial de litiu, un proiect de 2 miliarde de euro. De astfel, chiar Djokovic s-ar fi exprimat împotriva exploatării de-a lungul timpului. Nevaccinat, sârbul lider ATP își vede în continuare viitorul în tenis pus sub amenințare, în condițiile în care marile turnee se conformează legilor din țările respective. După ce Roland Garros a anunțat o politică strictă privind vaccinarea jucătorilor, doi oficiali importanți din Uniunea Europeană au vorbit și ei de cazul lui Djokovic. Duminică, Novak Djokovic a fost expulzat din Australia după ce a pierdut recursul privitor la decizia ministrului imigrării de a-i anula viza. În acest caz, Serbia retrage licența de exploatare a unui metal rar pentru o firmă australiană.